De foarte multe ori ne confruntăm cu câte o durere, ne supără câte ceva, nu vedem bine, nu auzim bine și amânăm și iarăși amânăm să luăm măsurile de rigoare pentru starea noastră de sănătate. Greșit, pentru că nu se schimbă nimic, așa, pur și simplu. Doar se agravează lucrurile. Trebuie să facem ceea ce avem de făcut pentru sănătatea noastră cât mai din timp, să luăm măsuri din timp. Și astăzi, de Ziua Mondială a Sănătății, am venit în vizită la Clarfon și stăm de vorbă cu domnul Ionuț Stefănescu, directorul general al cabinetelor Clarfon, și vrem să aflăm de ce este atât de importantă sănătatea auzului, cum să avem grijă de sănătatea auzului și de ce este atât de important să luăm măsuri din timp în privința protezării auditive. Ce ar trebui să știe pacientul legat de protezarea auditivă? În primul rând, s-a dezvoltat acest domeniu încât cabinetele de protezare auditive sunt prezente în marile orașe și pacientul se poate adresa direct unui cabinet de protezare auditivă. Aș recomanda unui cabinet de protezare auditivă Clarfon și să caute pe internet aparate auditive Clarfon, pentru că sunt și aparate auditive în ghilimele, care sunt amplificatoare de auz și acele dispozitive pot agrava sau nu sunt atât de eficiente și nu sunt recomandate sau indicate în hipoacuzie. Adică nu luăm pur și simplu un amplificator de sunete fără să ne facem consultațiile de rigoare care se fac în cabinetele Clarfon. Corect. Un aparat auditiv este un dispozitiv medical, se adaptează, se personalizează după auzul pacientului. O să vedem că se adaptează și la forma conductului auditiv în cazul unor modele de aparate auditive. Amplificatoarele de auz despre care vorbeam, din contră, ele nu compensează pierderea de auz așa cum ar trebui. Și sunt pacienți care, după mai multe încercări de achiziție de pe internet, la sume mici, în 2-3 rânduri, au trebuit la un moment dat să renunțe la această soluție și să vină la un cabinet de protezare auditivă profesionist. Ce înseamnă protezare auditivă și protezare auditivă la Clarfon? Înseamnă că pacientul își poate rezolva problema de auz rapid și eficient. Nu trebuie să vină cu bilet de trimitere de la medicul de familie. Primul pas pe care trebuie să-l facă este în cabinetul de protezare auditivă Clarfon, pentru că aici specialiștii noștri audioproteziști evaluează conductul auditiv și auzul. Adică vedem dacă este dob de ceară, se testează auzul și se află pragul de auz și în urma acestui diagnostic audioprotezistul recomandă o soluție. Deci ar fi primul pas din punctul nostru de vedere, pentru că și la medic, dacă ajunge, la medicul ORL sau la medicul de familie sau altă specializare, este trimis tot la cabinetul de protezare auditivă ca să poată să îi se evalueze auzul. Noi facem o evaluare a pragului de auz, dar și o evaluare a funcționării urechii medii printr-o timpanogramă. Deci, practic, putem să facem niște teste complexe și complete într-un mediu profesionist. Și înțeleg că nu este atât de dificil să ajungi la un cabinet Clarfon, pentru că sunt 60 de cabinete Clarfon în țară și toate au aceleași standarde. Adică, indiferent în ce oraș ai fi, poate în un oraș mai mic, standardele sunt aceleași ca și în București. Nu trebuie să vin sigur, în București. Aceleași soluții, specialiștii sunt formați în cadrul firmei, vin și cu experiență, aceleași produse, aceeași politică de preț, peste tot. Avem o politică de preț orientată către pacient, pe care foarte mulți pacienți o cunosc de-a lungul timpului, de la reduceri, aș spune eu, în unele cazuri semnificative, atunci când lansăm un produs nou, reducerea noastră este aproape la prețul de achiziție, pentru că vrem ca pacientul să testeze acel produs nou. Avem un sistem de rate fără dobândă și avem și un contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, prin care pacientul poate să-și compenseze aparatul auditiv. În urma anamnezei, în urma discuției cu pacientul, ne orientăm pe produsul potrivit și pe soluția potrivită. Pentru că soluția poate să fie una adaptată la fiecare pacient în funcție de nevoile lui, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al produsului, calitativ, tehnologie, formă.
Ce are el nevoie? Așadar, soluții există. Totul este ca pacienții să se adreseze din timp cabinetelor Clarfond. De ce este atât de important să se adreseze din timp? Ce riscă dacă nu vin la timp? Bună întrebare. Noi promovăm în momentul în care ești hipoacuzic. Creierul tău nu mai funcționează pe o anumită zonă. Depui un efort să înțelegi. Poți să capeți o depresie. Riscul de demență este mai accentuat la persoana hipoacuzică care nu poartă aparat auditiv. De asemenea, purtarea unui aparat auditiv crește stima de sine, te integrezi social, comunici, ești mai fericit, ești mai vioi, trăiești din nou. Deci, din toate punctele de vedere, se recomandă purtarea unui aparat auditiv, care este și un tratament pentru ureche. Deci stimulează nervul auditiv și îl menține în funcție, ca și cum ai face sport. Și dacă nu porți aparat auditiv, poate să slăbească auzul tocmai pentru că nu porți aparat auditiv? Există o degenerescență nervoasă și o persoană care are o hipoacuzie severă, profundă, care stă într-un mediu fără sunete timp de câțiva ani de zile, practic uită să mai vorbească. E ca și cum știi o limbă străină pe care nu o practici. Deci, practic, auzul îți antrenează creierul. Tocmai de aceea efectul este benefic și pentru sănătatea mentală, nu numai pentru a te integra și a comunica. Dar ce este mai plăcut decât a auzi persoanele din jurul tău, a comunica cu cei din jurul tău, a auzi o muzică, un film, a auzi ce se întâmplă în jurul tău. Îți dă un sentiment de siguranță, iar soluțiile sau aparatele auditive din ziua de astăzi sunt atât de interesante, aș putea spune, încât unele aparate auditive sunt mici și discrete, confecționate pe conductul auditiv al pacientului, astfel încât cei din jurul tău să nu observe că tu porți un aparat auditiv. Și presupun că nici tu te deranjează deloc. Adică nu te deranjează pentru că este adaptat și este făcut după un mulaj al conductului auditiv. Tocmai de aceea un cabinet de protezare auditivă diferă de achiziția online a amplificatoarelor auditive și se oferă practic un produs, o soluție performantă și profesionistă. Personalizată. La care ar trebui să apelăm cu încredere și cu bucurie. Pentru că acum 30 de ani sau 40 de ani, aceste soluții erau inexistente pe piață sau într-un procent foarte mic. Ca acoperire, adică nu puteai să te protezezi auditiv peste tot. Veneai la București sau în marile orașe din țară, cu produse mai simple, mai puțin sofisticate. Astăzi am înțeles că lucrurile sunt și foarte mici. Da, chiar aș vrea să vă arăt. Eu o să-mi pun în ureche un aparat auditiv intraauricular și o să observați că nu se vede. Acest aparat auditiv îmi poate compensa o hipoacuzie medie accentuată. Acest aparat auditiv poate să-mi selecteze mediile sonore în care eu activez, dacă ies afară, dacă intru în casă, dacă mă duc la birou sau la ședință. Aparatul auditiv știe și se adaptează, practic, astfel încât să mă ajute mai bine, mai optim la ceea ce vreau să fac, să comunic și să înțeleg mai bine. Deci îl pun în ureche, este atât de mic încât e discret, nu se observă, nu se vede. Mai ales că nu se uită nimeni în urechea ta, adică să fim înțeleși. Dar acesta este un aparat auditiv complet în canal, care se personalizează în departamentul nostru tehnic, în urma unui mulaj, iar tehnologia din el este una avansată, ca și procesarea sunetului. Mai vreau să vă întreb ceva, cum se întrețin aceste aparate? Se strică la un moment dat? Se pot strica? Sunt aparate care au o viață de funcționare destul de mare. În medie am putea să luăm în calcul 5-6 ani de zile. Este indicat după 5 ani de zile să schimbăm aparatul auditiv, că se schimbă și tehnologia. Ele se întrețin ca orice dispozitiv, adică până la urmă întreții și un telefon, întreții și, nu știu, o bicicletă sau orice dispozitiv pe care îl ai, trebuie să-l întreții în felul lui.
acesta trebuie ferit cât de cât de umiditate, dar avem tot felul de truse de întreținere, dispozitive care usucă aparatul auditiv în cazul în care ne uităm de el intrăm în contact cu umiditatea. După cum vedeți, acum plouă. Poate pacientul atinge de apă. Însă, sunt aparate cele în spatele urechii care pot fi și waterproof, adică rezistente la apă, rezistente la șocuri mecanice, la praf. Deci depinde de tipul de aparat. Da. Acesta este un aparat auditiv care îmi oferă discreție și confort, dar și o calitate a auzului foarte bună. O să-l dau jos. Ele trebuie aduse din când în când pentru mentenanță. Da. Tocmai de aceea este bine că stăm de vorbă, pentru că pacientul hipoacuzic nu știe despre serviciile și produsele noastre. Suntem de 20 de ani pe piață, în acest an împlinim 20 de ani și ne-am bucurat ca pacienții să cunoască sau să vorbească între ei despre existența noastră. Pentru că am oferit în decursul timpului tot felul de servicii gratuite, de curățare, de întreținere, de reparație gratuită a aparatelor auditive, indiferent de model și de marcă, conform unei proceduri. Adică noi practic putem să reparăm aparatele auditive gratuit dacă problema este la microfon sau la difuzor. Am dat de-a lungul timpului aparate auditive gratuit, prin tombole sau giveaway. Suntem, cred că, singura și cea mai activă firmă care se orientează pe nevoile pacienților. Adică ne dorim ca pacientul hipoacuzic să fie mulțumit. Avem și menținem de mai mult de 6 luni de zile o campanie prin care aparatele auditive performante sunt reduse la jumătate de preț. Este o înțelegere cu producătorul și vrem ca pacientul să fie atras de purtarea unui aparat auditiv, să fie mulțumit de tehnologie, oferim prin această soluție ce este mai bun la nivel mondial. Dacă pacienții ar ști de ceea ce oferim noi, cu siguranță toți s-ar proteza la Clarfon. Este foarte important atunci când ai o nevoie, de exemplu, ai nevoie de un aparat auditiv, să te informezi. Da. E prima etapă. Este prima etapă și tocmai de aceea ne bucurăm că acum există metode de informare, există, cum să spun eu, un chat așa între pacienți și ei discută, du-te acolo sau du-te în altă parte, însă ce este important este să știe pacientul că la noi problema se rezolvă rapid, nu-i trebuie bilet de trimitere de la medicul de familie și e primul pas pe care trebuie să-l facă, să evite aparatele care sunt de fapt amplificatoare și nu se reglează față în față cu pacientul și să înțeleagă că noi putem găsi soluții împreună cu el, din punct de vedere financiar și din punct de vedere tehnologic, nu mai spun, pentru că noi acoperim 70% din tehnologia de aparate auditive la nivel mondial cu furnizorii cu care lucrăm. În luna aprilie le pregătim o surpriză. De săptămâna viitoare o să avem un lot de aparate auditive cu un discount substanțial. Este un aparat auditiv pe care îl consider produsul perfect. De ce? Pentru că este lansat în aprilie, deci are tehnologie de ultimă oră, și este un aparat auditiv care, din punct de vedere al prețului, îl ducem din nivelul mediu-high în basic. Prin acest discount, adică orice pacient poate să și-l permită, și este un aparat auditiv care se conectează la telefon, fără accesorii, este un aparat auditiv care are o opțiune de volum automat, adică dacă se duce în stradă, aparatul auditiv scade intensitatea să-l protejeze, intră în casă sau la birou sau la o ședință, își ridică automat volumul. Când vorbesc despre aceste opțiuni, cât și de faptul că are 16 canale de frecvență, deci se reglează foarte fin pe 16 frecvențe, mă refer la un aparat auditiv performant. Deci un aparat auditiv performant pe care poate să și-l permită orice pensionar, care poate să fie accesibil pentru orice pacient. Aș opta cel puțin în perioada aprilie, pentru că avem Ziua Mondială a Sănătății și am legat practic această lună
cu acest produs, cu testarea uzului gratuit în orice cabinet Clarfon. Aș lua în calcul dacă aș fi pacient și aș purta aparat auditiv și aș avea un aparat de 2 ani de zile, de 3 ani de zile, aș opta să văd și această variantă ca backup, ca aparat auditiv de rezervă. Așadar, și în luna aprilie aveți testarea gratuită a uzului în cabinetele Clarfon. Da, și în luna aprilie, pentru că o legăm de Ziua Mondială a Sănătății și produsul de care v-am vorbit, aparatul auditiv care este produsul perfect, pacienții pot întreba la cabinetele Clarfon încă de astăzi, pentru că au fost informați colegii că vom avea acest produs începând cu săptămâna viitoare. Și pot să-l testeze? Pot să-l testeze începând cu săptămâna viitoare, pentru că atunci vin în gestiune, le livrăm în țară. Înțeleg că aceasta este o politică a cabinetelor Clarfon de a face testări pacienții pentru diferite aparate. Avem aparate pe care pacientul poate să le ia în probă pe o perioadă de 2 săptămâni, să vadă despre ce este vorba și să încerce diverse tehnologii de audiție. Adică număr de programe, număr de canale de reglaj, etc. și opțiuni. Ați spus foarte frumos că da. Este un cadou Clarfon pentru pacienți, dar cred că ar trebui să ne gândim și noi la părinții noștri, la bunicii noștri și să îi luăm de mână, să îi ducem într-un cabinet Clarfon, exact. Să-și facă testările de care e nevoie și să le facem noi cadou aparatele de care au nevoie. Am gândit această promoție de Paște și prin prisma faptului că este o reuniune de familie în toate familiile din țară și nu numai, oamenii se întâlnesc, familiile se reîntregesc și atunci e bine să avem grijă de părinții noștri, părinți cu care nu suntem în contact tot timpul, pentru că lucrăm în diverse orașe. Însă dacă putem să-i ajutăm din punctul ăsta de vedere, este binevenită o astfel de soluție. Deci am gândit-o și din punctul acesta de vedere, chiar este un aparat auditiv ușor de folosit, deci pentru persoanele în vârstă sunt indicate aceste aparate auditive, sunt aparate rezistente, sunt aparate eficiente. Încă ceva, am văzut la dumneavoastră pe site că aveți testarea auzului și online. Da, testarea uzului online este practic o pretestare ca să îți evaluezi singur în confortul casei auzul, astfel încât să tragi o concluzie. Am nevoie de următorul pas către un cabinet de protezare auditivă sau mai aștept? Și atunci când mergem acasă, la părinți, la bunici, putem să-i ajutăm să-și facă această testare online, că probabil nu s-ar descurca singuri, și dacă este cazul să... De foarte multe ori, pacienții hipoacuzici nu acceptă sau nu-și dau seama că au pierdere de auz. Foarte interesant. Pierderea de auz survine treptat și te obișnuiești cu ea. Și pierderea de auz este selectivă. Nu toate frecvențele, nu toate sunetele sunt scăzute sau unele sunt audibile, altele nu. Tocmai din acest motiv noi nu ne dăm seama că avem o problemă de auz. În momentul în care te duci într-un cabinet de protezare auditivă, ți se testează auzul pe fiecare frecvență în parte, frecvență importantă pentru auz, pentru comunicare și pentru a auzi sunetele din jur, și poți să rămâi surprins să vezi că de fapt pe unele frecvențe nu auzi, că factorii care ne afectează auzul sunt multipli. Și unii chiar au acționat asupra urechii și auzul a scăzut. A scăzut selectiv. Și în momentul în care ai și o dovadă, un test subiectiv despre problema ta de auz, un test cert, atunci poți să iei o decizie împreună cu specialistul și împreună cu familia. Da, corect. Tu nu-ți dai seama că nu auzi anumite lucruri. Trebuie să ți se spună și trebuie să ți se dovedească acest lucru. Da, așa este. Și apoi soluții există. Există. Care sunt și accesibile financiar, pentru că există și varianta de rate. Sigur că da, există varianta de rate. Iar în condițiile în care prețurile s-au dus în sus, inclusiv producătorii au mărit prețurile cu 5% începând cu sfârșitul anului trecut, noi ne-am menținut politica de preț, am încercat să o adaptăm la piața din România. Și practic, cred că în momentul de față, aparatele auditive sunt un produs împachetat cu serviciu, cu absolut orice,
accesibil sau ar trebui să fie dorit de către marea majoritate a pacienților, pentru că este o perioadă care nu știm cât va dura. Este posibil ca la un moment dat prețurile să crească, dar în momentul de față la Clarfon prețurile sunt menținute la nivelul din 2021. Am schimbat produse, am adus produse noi, dar avem aceleași categorii de prețuri și niște soluții financiare bune, eficiente. Politica noastră este că vrem ca pacientul hipoacuzic să încerce aceste soluții, să se adreseze cabinetelor Clarfon și la un moment dat să-și dea seama de beneficiu și de utilitatea protezării auditive. Sunt mulți pacienți hipoacuzici care nu și-au rezolvat problema și care trebuie să-și rezolve problema, din punctul meu de vedere. Trebuie să trăiască fericiți, trebuie să se bucure de sunete, trebuie să își rezolve problema de auz în modul sau în procentul în care persoanele care au o problemă cu acuitatea vizuală își rezolvă problema de vedere. Și avem în 12 cabinete și optică medicală. Deci suntem singura firmă, companie din țară care are în același cabinet și protezarea auditivă, deși aparate auditive și ochelari și optică medicală. Deci, practic, dacă vii la Clarfon, poți să-ți rezolvi două probleme în același timp. Și cum știm că nu prea avem timp astăzi, indiferent de vârsta pe care o avem, nu avem timp, e o soluție foarte simplă, ca în același loc să te duci să-ți faci o pereche de ochelari, să vezi și cu auzul cum stai. Avem un produs interesant care este ochelar, cât și aparat auditiv. Deci este foarte interesant. Da, este practic aparat auditiv înglobat în rama de ochelar. Nici nu-ți dai seama că ai aparat auditiv, pentru că el este în rama de ochelari. În brațul ochelarului? În brațul ochelarului. Și merge pe sistemul de vibrație osoasă. Deci îți transmite sunetul prin vibrație osoasă, direct către centrul auditiv cortical. Foarte interesant. Da. Văd că sunt foarte multe lucruri, doi într-unul. Avem soluții complete, adică mult mai multe decât discutăm noi aici, dar cu alte ocazii, cu siguranță, o să le descriem și pe acelea. Vă mulțumesc tare mult. Așadar, aveți grijă de sănătatea voastră, aveți grijă de sănătatea auzului. V-ați convins deja, este extrem de importantă.